Joi, în sala de sport a Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, a avut loc prima ediție a Paradei Costumelor Eco, în cadrul căreia au participat elevii școlii îmbrăcați în ținute realizate din materiale reciclabile. Acțiunea a făcut parte din cadrul activităților organizate în această perioadă de Colegiul Câmpul Lungean, prilejuite de programul școlar Săptămâna Verde. Imaginația elevilor din ciclul gimnazial și licean nu a avut limite. Au fost prezentate pe podiumul de defilare costumații ale eroilor din filmele de acțiune, ținute de prințese, animale preistorice, roboți sau creații vestimentare care au dus cu gândul la mari creatori de modă. De bună organizare a primei ediții a Paradei Costumelor Eco de la Colegiul Național Pedagogic s-au ocupat elevii Teodora Oprea, Mario Busuioc, Ioana Protopopescu și Raul Dodan, îndrumați de profesoara Nadia Pavel. Copiii au fost puțin sceptici la început, însă după cum ați văzut, creațiile lor au fost cu totul și cu totul deosebite, au participat cu entuziasm și am încercat să arătăm prin această paradă faptul că aceste materiale reciclabile pot fi folosite și într-un mod nonconformist și plăcut și distractiv și a fost și o cunoaștere a acestor materiale reciclabile efectiv pe categorii. După cum ați văzut, au venit și sub formă de cartoane, de pungi, de ambalaje de plastic, de ziare, de reviste. A fost o diversitate și mă bucur foarte, foarte mult pentru ceea ce au realizat ei și sunt foarte fericită. Mobilizarea voluntară a elevilor la această acțiune a arătat că scopul manifestării
acela de a înțelege de ce reciclarea materialelor este foarte importantă, a fost atins.